Pe ordinea de zi cuprinde două componente, după cum am spus și în timpul ședinței. O componentă până acum nu era prinsă suma de aproximativ 1.800.000 și ceva de mii de lei, sumă necesară despăgubirilor aferente expropriilor de teren, iar în faza inițială nu se regăseau anumite suprafețe de teren care acum sunt incluse. Aceste suprafețe de teren au fost în faza inițială datorită faptului că nu s-a știut pe unde se vor reloca utilitățile. Acum, după ce am vorbit cu cei care gestionează utilitățile, ni s-au dat traseele cele mai optime și exceed puțin culoarul inițial, fapt pentru care au fost incluse și acele suprafețe în expropriere.